Dacă fiecare dintre noi am fi conștienți de valorile pe care le avem, artă, tradiție, normal, sunt oamenii care își dedică o viață pentru realizarea unui ideal, am putea răspunde la întrebarea cine schimbă România. De când ne naștem, de când începem să conștientizăm, de când alegem drumul în viață, niciodată nu trebuie să așteptăm să ne spună cineva hai. Acum e momentul. Putem schimba România prin educație, prin inițiativă, prin muncă, să avem curajul să ne asumăm propriile acțiuni. Nu trebuie să uităm, avem o tradiție și este important să o valorificăm.